Papucii și șosetele de lână făcute de femeile din Viscri au devenit atât de valoroși încât au pus ochii pe ele chiar și hoții. Indivizi necunoscuți au dat o spargere la sediul magazinului destinat turiștilor și au plecat cu marfă în valoare de peste 5.000 de euro. Păgubite sunt 70 de femei din sat, dintre cele mai amărâte, care au muncit toată iarna pentru aceste produse. Deocamdată, polițiștii n-au reușit să identifice suspecții. Șosetele și papucii de lână erau în podul casei în care se află sediul Asociației de Femei din Viscri. Hoții au venit cu căruța, pregătit să fure cât mai mult. Au smuls cu totul un gard, au spart o ușă metalică și au mers țintă în depozitul de marfă, de unde au luat ce era mai valoros. 100 de perechi de papuci de pâslă și 260 de perechi de șosete, dintre cele mai fine. Ce mai miere, nu a auzit nimeni nimica, pentru că mi se pare gălăcios. Strici un gard, se trântești ușa cu piciorul. Până acum nimeni nu a dat o informație, încă așteptăm să ai pe cineva curaj. Vecinii de peste drum recunosc că noaptea cu pricina au auzit gălăgie mare și câini lătrând, dar nici prin cap nu le-a trecut să iasă afară sau măcar să cheme poliția. Noi, chiar cum zice la, nu te bagi. Păi de ce să nu te bagi? Nu-i ceva. Păi dacă era o bătaie și era un om în dificultate? Dumnezeu să-i ajute. Stocul de papuci și șosete era pregătit pentru magazinul de artizanat din sat, unde vara turiștii se îngrămădesc să cumpere suveniruri. Paguba este a celor 70 de femei din asociație care au muncit toată iarna să facă marfă din belșug. Păi am avut 20 de pereți. Și acum? Nu, păi acum ce să facem? Acum asta este. Ați rămas cu paguba? Da. Asta e păcat, că uite, s-a întâmplat așa ceva care așa ceva nu s-a întâmplat aici. Ce să zicem, ne-am supărat, ne-am întristat, că muncim foarte mult la păpușii. Câte perechi aveți acolo? 15. Localnicii bănuiesc că marfa e deja departe, poate în Germania, unde se vinde ca pâinea caldă. O pereche de papuci de mărimea de la 38 până pe la 40, mărimile căutate de femei, în Germania se vinde cu 25-30 de euro pereche. Papucii și șosetele de la Viscri au devenit celebre odată cu satul, de care se leagă și numele prințului Charles. Moștenitorul coroanei britanice are aici o proprietate pe care o vizitează anual. Prințul a contribuit activ la salvarea comunității, a tradițiilor și meșteșugurilor locale. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.